Rapid, CSU Craiova 2-0. Postez cu un pic de întârziere, dar nu este foarte relevant. Voiam doar să comentez scurt de data asta, înaintea dublei cu CSA și FCSB. Și să punctez că Rapid a mai legat un meci fără înfrângere și nu doar că a legat un meci fără înfrângere, ci a și câștigat Funșul, este într-o formă din ce în ce mai bună. Mă bucur că a dat și Borja Vale gol. Ideea este că e o victorie de care Rapid avea mare nevoie și dacă se câștigă și la FCSB din nou, ca și sezonul trecut, atunci lucrurile încep să arate din ce în ce mai bine. Și dă dreptul Rapidului să spere la titlu cu șanse reale. Acum am ascultat și eu puțin după meci niște reacții. Albu, parcă, da, spuneau, auzisem că de puternică e Craiova, că ce e puternică până aibă. E o echipă de 2 bani, cum sunt majoritatea din fotbalul nostru. Și de-aia am spus că orice, cum să zic, că orice meci mai bun pe care Rapidul face poate să aducă o victorie foarte ușor. Și iată că s-a întâmplat asta. Rapid a câștigat multe meciuri importante sezonul ăsta cu CFR, cu Farul. Bine, Farul, nota bene, vedem cam cum se comportă și se susține ceea ce am zis eu anul trecut, că Farul este o campioană așa cum este. Se vede foarte clar, pentru că nu se poate în România să câștigi campionatul și după aia să te duci la retrogradare sau pe unde sunt ei acum, pe locul 12, 14, habar n-am, nu știu, de echipe sunt în coadă acolo. Cam prezent nu mă interesează, dar se vede cam cine e Farul cu adevărat și cam cât este de valoroasă ca echipă de fotbal. Și cam cât de mult bine face Hagi fotbalul românesc. Ori e nepriceperea lui, pentru că nu se poate. A mai făcut odată așa și a avut după aia vreo două sezoane catastrofale, dacă vă aduceți aminte, prin 2016 sau 2017, nu mai știu când a câștigat cu Viitorul. Deci, ok, hai să spunem că Rapid a bătut și Farul, campioana în titlu care acum e pe la retrogradare, pe CFR Cluj, a bătut la FCU Craiova o deplasare neapărat cu echipă puternică, dar cu echipă care mereu a pus probleme Rapidului și a dat 5 goluri acolo Rapid, acum a venit victoria asta. Pe Dinamo nici nu mai pun la scuteală că n-are rost, că e un vai de capul lor, dar oricum o victorie cu 4-0 consistentă și așa mai departe. Rapidul pe Giulești arată foarte bine, Funșo începe să și marcheze din ce în ce mai des și asta mă bucură. Rahman este suplinit cu oarecare doză de succes. Să vedem acum cu Petrila cât va impacta și absența lui, pentru că Petrila este un fotbalist într-adevăr cu mult peste ce mă așteptam eu și decisiv în jocul echipei, dar e rămâne de văzut. Ce mai pot spune este că aștept o victorie și pe meciul cu FCSB, că atunci se vor face doar 2 puncte față de locul 1. Mă rog, față de locul 1, față de FCSB și vor rămâne, poate, nu știu, poate tot 2 față de CFR, dacă nu câștigă în ultima etapă din tur. Vom vedea, nu știu cine are CFR-ul, dar nu contează asta. Și acum mi-aduc aminte iar punctele irosite la Hermannstadt, la Oțelul, Galați și la ultima dată am și uitat unde a fost făcut un alt egal, cred că nu mai mi-aduc aminte, scuze, am un lapsus, nu stau acum să mă gândesc live. Oricum a fost alt egal care Rapidul a pierdut puncte importante și care nu trebuia să aibă loc. Dar iată că s-a întâmplat la Arad, așa, scuzați-mă, la UTA, pe terenul celor de la UTA Arad. Deci victoria Craiova a arătat încă o dată forța Giuleștiului, dar și nivelul fotbalului românesc. Și vreau să spun că dacă Rapidul ar juca și în deplasare, la fel cum joacă acasă și în deplasare, mă refer la echipele astea de provincie care s-a închis, sunt de nepenetrat pe propriul teren. Este un clișeu obosit, de vehiculat de jurnaliștii care, iată, vedem unde, în ce situație, care este adevărata fața presii scrise din România, mai ales cea tipărită, s-a văzut pe data de 1 noiembrie 2023. Nu vreau să intru în detalii, că nu mă privește pe mine, să nu mă interesează, nu cum mă privește. Și cam asta e. Mă bucur că s-a obținut aceste 3 puncte cu Craiova. Sper ca Petrila să revină cât mai repede și încă o dovadă că fotbalul românesc nu e ceea ce mulți pretind că este. Este un campionat foarte slab, un campionat care nu se joacă doar pe teren, pentru că dacă s-ar juca pe teren, ar fi altele rezultatele în cupele europene, am mai zis de atâtea ori. În fine, ideea este că tu, dacă vrei să-ți faci o echipă care să ia campionatul, tu Rapid, referindu-mă aici, ai suporteri, ai stadion, ai o bază materială
propice, ai teren de antrenament, nu ai absolut nicio piedică în a reuși să câștigi campionatul. Eu sper să se rezolve asta cât mai curând și Rapidul să fie acolo unde e locul și unde are culoare, practic, pentru că fotbalul din România este incomparabil mai slab din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al sportului, decât a fost vreodată, adică nu se compară. Deci de la an la an se depreciază cumplit și asta ține de mai mulți factori, dar deprecierea până la urmă este vina celor care îl practică și celor care îl conduc. Nu e atât de simplu, nu este nimic mai ușor de conchis decât asta. Ne auzim după meciurile cu CSA și cu FCSB. Să sperăm cu comentarii pozitive. Pa!